Bună seara! Suntem de nou în direct, de data asta pe pagina mea de Facebook Oleg Bregă, candidat independent. În fiecare seară fac astfel de dialoguri în direct ca să compensez lipsa unei campanii electorale clasice cu buget, cu banere, cu clipuri electorale, cu concerte, etc., etc. Eu sunt candidatul cu buget zero, nu vreau să-mi lustruiesc cu imaginea, totuși vreau să fiu în dialog zilnic cu publicul alegător. Aseară am fost pe profilul meu, Oleg Brega, alaltă seară și mâine seară, am fost și voi fi pe YouTube și în felul ăsta voi continua până în ajun de alegeri cât e voie prin lege să faci campanie electorală. Am întârziat azi pentru că am fost până la ora asta la aeroportul Chișinău să întâmpin pe cineva, moldoveni călători care revin acasă pentru votare, pentru alegeri. Sau, na, revin să-și vadă rudele sau să-și facă acte ca să poată vota peste hotare. Vă propun, deci, cu ocazia asta să vorbim azi, în a nu știu cât, a 23-a, 25-a zi de campanie electorală, vă propun să discutăm despre această campanie inițiată de activiști, de moldovenii plecați peste hotare, pe grupul Adoptă un Vot, să vorbim despre ideea Votez acasă. Adică, oamenii plecați peste hotare sunt încurajați să-și ia o vacanță de câteva zile și să vină de dragobete acasă ca să voteze în circumscripția lor, la locul de domiciliu. Vă amintesc că de data asta alegerile nu au loc pe circumscripția națională, pe liste de partid, cum era cândva, ci e conform unui sistem mixt, adică jumătate din Parlament se alege pe listă de partid, cum era altă dată, dar acolo nu pot candida independenții, și altă jumătate de parlament se alege pe circumscripții uninominale, toată Moldova și diaspora au fost împărțite în 51 de circumscripții. Eu candidez în circumscripția 50, care reprezintă Europa, țările Schengen și UE. Așadar, în fiecare circumscripție se alege câte un deputat. În circumscripția noastră, din primul tur, nu va exista turul 2. Cine ia cele mai multe voturi, chiar dacă are numai cu un vot mai mult decât ceilalți, decât următorul clasat, va ajunge deputat sau deputată. Avem 13 candidați. Fiecare alegător va avea câte două buletine de vot. Eu zic pe cele de la referendum să le ignorați ca să nu pierdeți timp și ca să nu vă încurcați. Un buletin mov, violet, va fi și cu candidați independenți și acolo găsiți pe Brega cu, iată, această siglă electorală cu biciclistul curajos și revoltat. Vă îndemn să mă votați pentru că promit să fiu intransigent și curajos în continuare chiar și în viața politică, așa cum m-am manifestat până acum în societatea civilă, în mass media și în stradă, filmând, făcând video, activism. Și un alt buletin va fi, deocamdată e cu 15 partide, nu știu de ce culoare va fi, și din acele partide, tot așa, puteți să alegeți concurentul cel mai bun, un partid care vă place cel mai mult. Deci fiecare cetățean va putea aplica două ștampile, va putea alege două entități. Poate fi de la același partid, dar poate fi pe buletinul MOV un candidat independent și pe celălalt buletin un partid sau un bloc de partide care îi place, îi pare cel mai bun, cel mai competent, cel mai puțin corupt sau coruptibil. Ei bine, unii zic să nu votați acolo unde v-ați dus la studii, la munci sau v-ați mutat cu traiul în Europa sau în Rusia sau în America, ci să vă faceți o vacanță, să veniți acasă să votați. Ce părere aveți despre această inițiativă? Mie nu-mi convine, pentru că eu aș vrea cât mai multă lume să voteze pentru mine, să rămână acolo, în Europa, unde îl duce vremea sau unde s-a mutat cu traiul și să voteze pentru mine. Și de asta chiar am încercat un fel de contracampanie.
Dacă n-ai pentru cine vota la tine în sat, în raion sau în Chișinău, dacă nu sunt candidați destui și destoinici, poate îți iei pașaportul moldovenesc valabil și dai o fugă până în Europa. Sunt acum curse ieftine, poți să te duci să vezi Bologna, să vezi Madridul, să vezi Lisabona, să vezi Varșovia și mai aproape chiar. Poți să dai o fugă până la Iași, la Suceava, la Bacău sau la Galați și să votezi pentru Brega. Iată două campanii, una care vă îndeamnă să veniți acasă să votați și alta care vă îndeamnă, dacă nu aveți pentru cine vota acasă, să mergeți în Europa să votați, că acolo avem 13 concurenți, dintre care 6 independenți, dintre care 7 sunt femei. Nu-i așa că ai de unde alege? Cine vrea să intre cu mine în dialog, în polemică, cine vrea să mă întrebe ceva, să comenteze ceva, ce am zis, ce am făcut până acum, puteți să faceți asta acum, în direct cu mine, accesând butonul verde de pe telefon. Pe Facebook e posibil să intre un om cu mine în dialog, doar de pe telefon. Eu fac transmisiunea pe telefon, o să citesc acum și comentariile de pe telefon, de pe laptop, dar ca să intrați cu mine în dialog, trebuie tot de pe telefon să fiți și să apăsați butonul verde. Atenție, o să folosească camera din față a voastră și o să vă arate fața, deci dacă nu vreți să vă vadă cineva fața, puneți degetul pur și simplu, aveți grijă să nu astupați și microfonul. Dacă nu vreți să intrați cu mine în dialog, măcar comentați sau dați like, dați share, că în felul ăsta m-a ajutat să afle lumea despre campania mea, să afle lumea despre faptul că candidez. Până acum mă plângeam că nu mă chemau deloc la dezbatere electorale, că nu mi-am mai oferit ca data trecută în 14 televiziunea publică și radio public oportunitatea să difuzeze publicitate gratis. Și deci nu știe lumea, lumea se miră că Brega candidează sau cine știe că de regulă candidez la toate alegerile, se miră că nu poate să mă voteze din Republica Moldova. Ei bine, deja a doua zi la rând particip la dezbateri, nu știu dacă chiar a doua zi la rând, mai ieri am fost la Acorel FM și am vorbit singur, n-a venit niciun contracandidat, s-au plâns colegii mei că n-au fost anunțați, unul chiar îmi reproșa că de ce nu i-am anunțat, dar ce interes am eu să vă chem pe voi? Postul de radio era obligat să vă anunțe. Postul de radio zice că noi i-am sunat și nu răspundeau sau erau în afara areei de acoperire. Și cam asta e situația cu candidații din diaspora, nu prea pot să iai acasă. Săracii sau lucrează sau trăiesc în diaspora și nu prea pot să vin acasă. Poate de asta a avut dreptate Maia Sandu când a candidat, pentru că iată, poate să fie aici la dezbateri. Bine, ea a făcut invers, a pornit în turnee prin Europa să-și facă imagine acolo. Sau Stella Stângaci, care e ambasadoare la Roma, face turnee prin Italia. În fiecare zi, dintr-un oraș în altul, mă întreb dacă merge cumva pe banii ei sau cumva folosește mașina ambasadei din bani publici. Nu m-ar mira, pentru că alți reprezentanți ai guvernării, chiar azi l-am filmat, ați văzut pe Kiril Gaburici, fostul premier fără diplomă de bac și fără studii superioare confirmate, își afișează mutra pe un banner electoral pe o structură de stat. Se pare că termoelectrica sau apă canal, nu știu ce, și acolo bannerul lui Kiril Gaburici. Ceea ce mi se pare cam abuziv și nedemn folosirea structurilor, a instrumentelor de stat pentru promovare electorală. Am semnalat asta pe internet, pe Facebook. Sper că concurenții lui Gaburici vor denunța asta organelor abilitate, vor cere, eu știu, scoaterea lui Gaburici din cursă. La fel vă îndemn și pe voi care sunteți martori acolo în Occident, când vedeți anumiți concurenți că fac ceva ilegal, semnalați, filmați, documentați și ajutați-ne să oprim impostura și să rămână în cursa electorală doar concurenții corecți, onești, competenți. Mare atenție, mai ales în ziua alegerilor. E foarte ciudat că s-au deschis 29 de secții de votare în Italia, din 83 din toată Europa, ceea ce înseamnă un procent foarte mare. Știm că foarte mulți moldoveni sunt în Italia, dar la fel de mulți sunt și în Spania, și în Portugalia, și în Marea Britanie, și în Germania. Ei bine, în Italia sunt 29 de secții de votare, pe când în România, următoarea țară cu foarte multe secții de votare, doar 12. Deci de câte ori sunt mai multe în Italia decât în România? Aproape de 3 ori. Probabil nu întâmplător, pentru că din partea
mafiei de la guvernare candidează fosta șefa a biroului de relații cu diaspora, care se pare are pregătită funcția de consul la Bolonia, actuala ambasadoare care se declară independentă, dar are evident sprijinul guvernării, și încă vreo doi oameni de rând, unul șef de ONG sau altul șef de șantier, dar e suspectă treaba asta, patru candidați, toți din Italia și toți din partea guvernării, tare mă tem să nu se pregătească fraude și de aceea vă rog, mai ales pe alegătorii din Italia și alegătoarele, vă rog să fiți cu ochii în patru și să semnalați neapărat dacă vedeți că votează cineva cu pașaportul expirat, dacă vedeți că cineva i-a dus cu mașini organizat și eventual li se plătește pentru vot. Sper că alegătorii din Occident nu sunt la fel de naivi și de sărmani, de amărâți ca alegătorii de la Orhei, de exemplu, care se lasă cumpărați cu niște tușoncă și hrișcă. Dar să fim pregătiți și de astfel de situații. 50 de oameni se uită la mine, încă nimeni nu a încercat să intre cu mine în dialog. Văd doar Cristian Marin ar putea să fie invitat în dialog pentru că mă privește de pe telefon. Dar dacă poate sunt comentarii text, o să le citesc acuși, mă loghez de pe computer ca să văd mai departe, pentru că aici văd cam mic comentariile și mi-e greu să le citesc. Azi ziceam că am început să particip la dezbateri electorale și spre deosebire de ieri la un post de radio neutru, localizat aici în centru, unde am vorbit în română, dar întrebările erau cam aberante. M-a întrebat și cum o să fac, cum o să guvernez, cum o să asigur bunăstarea poporului, când nu asta e preocuparea și grija unui deputat. Azi, la un post de radio rusesc, de limbă rusă, și la care am fost avertizați că se va discuta rusește, m-am stresat și mă așteptam că o să iasă cu scandal. Aveam de gând să vorbesc românește pentru că de mult nu mai stăpânesc limba rusă, mai ales că de 2 ani trăiesc la București. S-a întâmplat taman invers. A fost foarte prietenoasă moderatoarea. Ne-a avertizat că putem vorbi în orice limbă vrem, chiar dacă ea moderează în limba rusă. Și chiar am vorbit doar primul minut în limba rusă, după care am vorbit românește și mi se pare că a ieșit un dialog interesant. Pentru că nu am fost singur în studio, pentru că a participat și un reprezentant al Partidului Verde Ecologist, în locul femeii care trăiește în Italia și candidează pentru diaspora, dar n-a putut să fie în studio. Omul e pedagog, lucrează peste hotare, e interesantă persoana și doctrina lor verde mie e interesantă, poate cea mai apropiată dintre toate. Și a ieșit o emisiune interesantă, chiar am rugat să-mi dea înregistrarea și am pus poze de acolo din studio și am publicat-o azi pe pagina mea de candidat independent și pe canalul meu de YouTube, Oleg Brega. Deci dacă vreți să vedeți cum am dialogat acolo, dacă înțelegeți rusește, puteți să priviți acea emisiune. Aurelia Romanovici zice, sunt și aici dintre cei care se vând și probabil femeia scrie din diaspora, de peste hotare și îmi pare rău să aud asta. Ați văzut că ieri a intrat chiar în dialog cu mine o femeie din Israel și zicea, ce vine Dodon și spune minciuni și de ce guvernarea face căcaturi, după care a început să povestească ce a văzut la televiziunile guvernării despre Maia Sandu și am înțeles că femeia e mai degrabă o victimă. Astăzi un reprezentant al blocului acum spune că s-a descoperit o nouă metodă de fraudă numită caruselul. Zice că unii vor veni cu buletine goale de acasă și vor pune ștampila în buletin în cabină. Nu e adevărat, taman invers funcționează caruselul și nu e o metodă nouă, dar e foarte veche și folosită la toate scrutinele, numai că acum va fi mai ușor, mai greu să o folosească pentru că cabinele sunt semi-transparente, unele chiar deschise și se vede ce face omul acolo. Se pare că ei vin cu buletinul deja ștampilat cum trebuie și îl pui în urnă, dar buletinul care îl primește îl împăturești și îl bagi în buzunar. Și în felul ăsta se asigură că se votează corect. Sau altă metodă este să-ți fotografiezi buletinul cu opțiunea
Și după aceea prezinți fotografia și pentru asta primești bani. Sunt metode peste metode, dar pentru asta există funcționari electorali care ar trebui să vegheze să nu se întâmple asta și pentru asta ar trebui să existe observatori. Bravo, Oleg, dragă diaspora, votăm blocul acum și omul pe bicicletă. Mulțumesc, mai ales diaspora din Europa centrală, occidentală și de est, unde sunt secții de votare la care candidează și Brega. Sunt și aici de ești. Am citit astea comentarii. Aurelia Romanovici ne informează că ne scrie de la Roma. Intrăm să citim, să vedem acest video altfel ca să pot vedea toate comentariile. Am închis sunetul și mergem altfel. În continuare, vă amintesc, puteți să participați cu mine în dialog apăsând butonul verde cu doi omuleți de pe telefonul mobil. Și aveți grijă telefonul mobil să-l țineți pe orizontală, nu pe verticală, pentru că nu o să puteți vorbi cu mine de pe verticală, da? Deci nu țineți așa telefonul mobil, ci așa întorceți-l și chiar permiteți rotirea automată a ecranului. Și în poziția asta puteți să intrați cu mine în dialog. Și vă sfătuiesc pe viitor, când filmați vreodată ceva, să filmați în poziția asta, pentru că în felul ăsta mai ușor umpli ecranul monitorului, umpli ecranul televizorului. Și mie îmi place poziția asta de filmare mai mult, pentru că eu sunt și cineast și om de televiziune și prefer să filmez pe orizontală. Am observat că majoritatea dintre voi filmați pe verticală și transmiteți live pe verticală. Chiar eu am făcut-o odată involuntar, din greșeală, de la București, dacă vă amintiți, din bucătăria mătușii mele. Și altădată, intenționat, chiar de aici, din dormitorul ăsta, am făcut transmisiune live pe verticală. Și am văzut că vă este mai ușor să faceți chestia asta. Totuși, insist, la fel cum o să insist pe respectarea drepturilor omului, pe diversitate și pe alte principii, când o să fiu deputat sau acum când sunt activist civic. La fel insist și pe poziția orizontală că mi se pare mai corectă, mai acceptabilă și oricum nu suntem pe Instagram, am înțeles că pe Instagram e obligatoriu. Noi suntem acum pe Facebook, după aceea înregistrările astea le extrag și le pun pe YouTube, iar pe YouTube e foarte bine să fie orizontal, altfel apar câmpuri negre mari în jurul videoului și e deranjant. Mie nu-mi place să privesc videouri cu câmpuri negre mari. Nate Teo Max Mânzălescu ne salută din județul Buzău. Nati, sper că găsești o secție de votare pe lângă dumneata, dacă ai pașaport moldovenesc valabil și vrei să participi la alegeri. Poți să-mi spui ce secții vor fi deschise în Portugalia? Ilie Rotari, sunt multe, vreo 4 sau 5 secții de votare. Știu sigur că va fi la Porto, undeva la Asociația de Cultură Slavă Kalina. Va fi la Setúbal și va fi la Lisabona. Neapărat și la Faro, îmi pare. Caută neapărat pe internet secția, pentru că trebuie să știi și adresa. La Lisabona, sigur, va fi la ambasadă. Dacă ți-e aproape, mergi la ambasadă la Lisabona. Dacă vrei să mergi în alt oraș, atunci trebuie să cauți adresa exactă pe internet. Votăm blocul acum și niciun fel de Nanu Jora. Bine, Pavel Rogai, dar aveți două buletine de vot. Unul cu partide și acolo puteți să votați și blocul acum și blocul mâine. Și un buletin cu candidați independenți. Eu zic că acolo merită să puneți o ștampilă pe biciclistul ăsta curajos. Hai că nu-l nimeresc, că mi-arată imaginea, nu e în oglindă și nu pot nimeri sigla mea. Și Nanu Jora o să se bucure dacă votați așa. Ce părere ai despre domnul Năstase și partidul său? Vitaliu Stavciuc, n-am nicio părere. Am încercat să colaborez cu blocul acum și ei m-au ignorat. Acum n-am nicio părere nici despre Maia Sandu, concurenta mea, nici despre Andrei Năstase și partidul, da. Sunt forță politică nouă, cred că merită susținut să le dăm o șansă să vedem ce fac la guvernare sau măcar în opoziție. Putem vota doar după viză sau orice oficiu din circumscripție. Cristina Duca, depinde unde. În Occident poți vota oriunde. Îți iei pașaportul moldovenesc valabil și te duci oriunde. Dacă te duci spre est, votezi la Kiev, la Moscova, la Tel Aviv, votezi în circumscripția 49. Dacă te duci spre vest,
Poți vota la Iași, la București, la Sibiu, am auzit că va fi secție de votare, la Cluj-Napoca, la Lisabona, toată Europa, 83 de secții de votare, în circunscripția 50. Aici candidez și eu și aici mă găsesc cu sigla asta. Dacă treci continentul, treci oceanul și ajungi în America sau în Canada, votezi în circunscripția 51 și acolo sunt 13 candidați, dar numai două femei. Nu știu câți dintre ei sunt independenți. Acasă însă, în țară, dacă vrei să votezi, îți trebuie buletinul moldovenesc și trebuie să votezi numai în circunscripția ta. Poți să votezi, se pare, la altă secție din circunscripția ta, dar trebuie să-ți iei un atcrepnoi list, un document special ca să-ți permită în ziua votării să fii la altă secție de votare, dar numai în circunscripția ta. Pe când dacă votezi peste hotare cu pașaportul, poți vota oriunde. În țară, numai în circunscripția ta, ca și la alegerile locale. Uite, așa e sistemul strâmb, așa l-a făcut guvernarea, așa l acceptăm și noi. Putem vota doar după viz? Asta am citit. Sunt și aici din ăștia care se vând, mi-a zis Aurelia Romanov și se pare că vorbea despre Italia. A încercat să intre cu mine cineva în dialog, dar n-a reușit, îi mai dăm o șansă lui Andrei Rusnac. Sârghi, Tudor Sârghi zice, astăzi un reprezentant al bloc, asta am citit despre Carusel și despre Roma. Bravo, Oleg, dragă diaspora, votăm blocul acum. Salutare de la Alba Iulia, mulțumesc, Dragomir Mărginean. Dragomir, m-am întâlnit cu tata tău și cu fratele tău, acum, la aeroport. Salutare din Germania, zice Nițe Boldeanu. Salut! După nume, pare să nu fii basarabian și deci n-ai drept de vot pentru mine, dar pregătiți-vă că Brega s-ar putea să se implice și în campaniile electorale românești. Vlad Beșleagă, haideți să băgăm un spin în fund guvernării. Votăm omul pe bicicletă. A? Bun slogan, fine, fine Vlăduț. La părinții mei în sat, astăzi Dor a împărțit pungi cu produse și a promis concert. Cred că Șor a vrut să zică, nu Dor. Teo Mânzelescu, dacă aveți probe, dacă aveți dovezi, haideți să facem scandal, haideți să facem contestații. Ne salută Nicu Șândilă din Israel. Da, Nati a precizat că Ișor nu e Dor. Sebastian Grădiceanu zice, Oleg, ce ai înțeles din legea fiscului care a intrat? Nu am înțeles nimic, nu știu nimic, nu mă pricep la contabilitate, la bani. Când o să fie necesar de votat ceva legat de contabilitate și de buget, neapărat o să consult specialiști, experți, societatea civilă. O să fac astfel de conferință înainte de votare și o să aflu părerea experților. Nu o să votez din capul meu sau să ignor. Problemele contabile sunt foarte importante și de fiscalitate. Dacă ar fi toți deștepți ca tine, mamă ce ar fi! Taman, Dragomir Mărgineanu, taman mă plângeam că nu prea-s deștept. La numărat, la cifre, la bani, nu prea mă pricep. Mă pricep la drepturile omului. Mă pricep la cinematografie, că am făcut două facultăți de film. Mă pricep la jurnalism, că am luat două premii în jurnalism. Și la ce mă mai pricep? Mă pricep la zidărie. Pot să-ți fac un perete drept. Pot să fac cistaia cladcă. Am învățat eu și cu cotileț și cu cărămidă. Ce ar fi așa? Dați să dăm niște distribuiri. Nu ne costă nimic. Vlad Beșleagă, bună idee. Vă rog cât stați și ascultați sau priviți sau așteptați să intrați în direct, mai faceți câte un like, câte un share, că în felul ăsta mă puteți ajuta. E foarte bine că și comentați, că puneți întrebări, dar like, share e ajutorul cel mai de preț acum să afle cât mai multă lume. Emisiunea de aseară a fost neașteptat de populară și recordurile le-am bătut de audiență. 300-400 de oameni erau în direct în anumite momente, mai ales când vorbea femeia din Israel. Și după aceea, acea emisiune, o găsiți pe profilul meu, Oleg Bregă, nu pe pagina de candidat independent. A acumulat până la ora asta mai mult de 20.000 de vizualizări, se pare că e cea mai populară de până acum. Iată, și azi, și asta deja are 25 de distribuiri, chiar dacă publicul e mai puțin numeros în seara asta, poate pentru că unii s-au lăsat pe gubaș când au văzut că la ora 9 n-am intrat în direct. Dar am pus o poză și am zis, sunt la aeroport și întârzi. Sper că ați văzut și sper că nu sunteți foarte dezamăgiți. Haideți să dăm așa. Am de toate și mereu am votat. Mulțumesc, Nati, mă bucur.
Votăm acum, zice Nicu Șindil. Votați acum. Mai ales de acolo, din Israel, nu mă puteți vota pe mine. În ce circunscripție ești? Andrei Rusnac, sunt în circunscripția 50, mă puteți vota din Europa. Votați Oleg Brega. Oleg Brega, președinte. Nu, Grigore Bostan, încă nu. Încerc abia la Parlament. Un loc în Parlament. Vreau președinte pe urmă. Israelul te salută. Mulțumesc, doamna Maria. Eu mă aflu în Mexic. Andrei Rusnac, în Mexic, nici nu știu dacă aveți secție de votare. Se pare că doar în Statele Unite câteva secții, mai ales pe la biserici baptiste, pentru că guvernarea are un candidat declarat independent, cap al bisericii baptiste. Și în Canada, deci din Mexic, mă tem că nu o să ne poți vota. Dă o fugă până în Statele Unite. Vezi dacă e vreo secție de votare aproape de tine. În California știu sigur că e una la Sacramento. Cristina Ducă zice, mulțumesc frumos, nu știu pentru ce. Salut din Mestre, Italia, salut Vera Bargan. Salutări din Palma de Mallorca. Ciao, Roberto. Astăzi am vorbit cu un fost polițist pensionar. Ne luasem de vorbă despre politică și tot lăuda Uniunea Sovietică pe Ceaușescu, că a făcut numai bine, a luat România din ruinele celui de-al doilea război mondial și a construit o zonă industrializată înaltă. Iar acum tot s-a ruinat, lumea mult a emigrat, multe sate dispar. Și la noi avem foarte mulți nostalgici după vremurile sovietice, când partidul le dădea tot, și loc de muncă, și viitor până la moarte. Sunt filmări făcute la doamna primar a satului Zubrești. E primară a satului Zubrești sau primar al satului, dar e femeie. Zubrești Maria Manole. Așteptăm video de la Zubrești, le publicăm cu mare drag. Publicați chiar voi pe Facebook, pe YouTube și noi difuzăm. Noroc, velosipeda hrăzbiraișa? A, îmi spune Igor Țânțari că da, mă descurc în biciclete. Măi, sincer să fiu, știu așa să-l întrețin, să mai strâng un șurub, un alta. Nu rămân în drum. Dar nu sunt bun expert în întreținerea bicicletei. Frații mei de la București mai degrabă știu să ungă lanțul, știu să o întrețină, să o păstreze. Eu sunt mai țărănuș, așa, mai ca tata. O port până se distruge, după aceea iau alta. Tot la mâna a doua. N-am mai cumpărat bicicletă nouă de foarte mult timp. Mădălin Suhăianu, domnul Brega, te apreciez. Bravo, domnul Brega, vă urmărim des și vă susținem, Dumitru Spânu. Mulțumesc. Salut, Oleg. Hate speech e free speech? Întreabă Doina Dragomir. Nu! Hate speech e infracțiune sau contravenție. Cum e exprimare limitată de lege. Libertate de exprimare, chiar proclamată acum 70 de ani, tot are această restricție. Să nu încalci drepturile altora cu libertate, cu exprimarea ta. Cuvântul poate să aibă efect de cuțit, de bombă. Cum reacționăm la discursul de ură? Care e opinia ta vis-a-vis de acest subiect? Foarte bună întrebare, Doina Dragomir, și mă bucur. Puteți fi sigură că eu voi fi deputatul cel mai sensibil și cel mai înverșunat împotriva vorbelor de ură, mai ales scoase de politicieni, de demnitari de stat, pentru că impactul lor e mai mare. Un om de rând poți să-l iert, să zică ceva de ejdan, de țigan, de homosexualiști sau chestii din astea. Dar o persoană suspusă, când deschide gura, o grămadă de lume stă cu gura căscată să-l asculte. Pentru aceea trebuie să existe pedepse și mai mari și reacțiile mele vor fi categorice când o să aud vreun ministru, vreun deputat cu vorbe de dispreț, de ură, despre romi, evrei, gay, migranți, musulmani, religioși, atei și tot așa. Cine? Femeile sunt victimele discursului de ură, disprețuitor. Persoane de altă culoare. Distribuiți cine ne susțineți. Mulțumesc, Vlad Beșleagă. Distribuiți pe grupuri. Da, seara m-am mirat până la vreo 300 de distribuire a avut transmisiunea live de aseară. Nu știu dacă taman în timpul emisiunii sau după aceea ați distribuit, dar a fost distribuit în
într-o veselie discuția de aseară și chiar a fost o discuție reușită. Mulțumesc celor care ați contribuit. Eu tot merg cu bicicleta, zice doamna Maria din Israel. Am căzut de vreo câteva ori, dar nu renunț. Votăm bicicleta, Brega Oleg Plus acum. Mulțumesc. Și eu am căzut de multe ori. Anul trecut chiar la București, pe malul Dâmbovița, am căzut cu bicicleta lui fratele meu, Vitalie, și mi-am înflat genunchiul și a fost rău. Aveți grijă, dar și pe stradă poți să mergi, să te lovești la genunchi sau la călcâi sau la cap, fără bicicletă. Sau un troleibuz poți dai cu capul în ușă, în tot ce vrei, la o frânare bruscă. De aceea bicicleta nu e mai periculoasă decât mersul pe jos. Folosiți bicicleta că e un mod sănătos și ecologic de locomoție. Lev Tolstoi tot a criticat ca și tine biserica prin diferite lucrări. Da, Tudor Sârghe, dar lui probabil i-a fost mai greu că era într-o țară habotnică foarte religioasă, Rusia țaristă, și era biserica concrescută cu statul. Mie mi-e mai ușor acum, avem libertatea de confesiune și de gândire, avem libertate de exprimare. Acum e mult mai ușor să-ți manifesti și ateismul, și religia, și alte convingeri de tot felul. Pe de altă parte, Lev Tolstoi a fost un boier, pe când eu sunt un proletar, un țărănuș, un om simplu. Vasi Vas, vedem dacă reușește să intre, pentru că celălalt Tudor n-a reușit. Probabil ține telefonul pe orizontală, iar eu v-am sfătuit că să intrați cu mine în dialog. Trebuie să țineți telefonul nu doar pe orizontală, dar el o ține probabil pe verticală. Ci s-a acceptat și rotirea automată a ecranului. Îl așteptăm pe doritorul de a participa cu mine în dialog. Apăsați butonul verde dacă vreți să intrați cu Brega în discuție. N-am nicio problemă până în California, dar să știu precis să fie că pot vota în California. Poți vota în California, hăt la Sacramento, dar eu nu candidez acolo. Aveți acolo alți 13 candidați. Și dacă ai pașaport moldovenesc valabil, poți vota. Să nu te duci acolo cu buletinul sau cu pașaportul românesc sau eu știu cu ce permis de conducere mexican. Trebuie să ai actul necesar. Cum scăpăm de mafie, domnul Brega? Cu hotărâre, cu curaj, cu consecvență. Și poate nici nu trebuie toți mafioții să fie închiși. Câțiva îi băgăm la pușcărie și ceilalți o să se gândească, nu-i mai bine, nu-i mai cinstit, nu-i mai cu minte să mă las de afaceri din astea murdare și să încep eventual un business cu minte sau să mă dau la fund. Dar problema în societatea noastră nu e un clan mafiot, câteva clanuri mafiote, o încrengătură de clanuri mafiote, o federație de clanuri mafiote. Problema noastră e că societatea e tolerantă la corupție și că fiecare al doilea moldovean vrea să ajungă ca șor, vrea să ajungă ca filat, nu la închisoare, dar bogat, vrea să ajungă ca plahotniuc. Asta e problema societății noastre. Deci, probabil, schimbarea trebuie să începem de la noi, să schimbăm atitudinea față de micile atenții de la grădiniță, de la vamă, de la poliția rutieră, de la inspectoratul fiscal, etc., etc. Cât timp o să recurgem la cumătrism, la nănășism, la mici atenții și cadouri din astea, în loc să mergem în judecată și să-ți apere drepturile, atâta timp vom avea o guvernare mafiotă, pentru că guvernarea de regulă reflectă, e reprezentarea directă a societății. Și societatea trebuie să nu mai fie deschisă pentru mafie. Nu trebuie să mai fie fanariotă balcanică, ci trebuie să fie civilizată, să aprecieze legile, să le respecte, să le cunoască și să respecte instituțiile statului. Atunci statul va fi puternic și va exista când cetățenii îl vor recunoaște, îl vor apăra și se vor baza pe lege, nu pe nănășism, cumătrism și las că dau un ban și am scăpat de amendă. Și dă-i de nou cu 200 la oră pe un oraș. Trebuie ceva de făcut să scăpăm de bandiții din PDM. Bandiți avem în toate partidele. Trebuie să scăpăm de banditism. Și banditismul, nu știu de ce, deocamdată e agreat, e dorit să învață din familie și din școală. Salut, Oleg, ai dori o bicicletă cadou?
Mulțumesc, am primit odată o bicicletă cadou, mi-a fost furată, dar acum am permit să-mi cumpăr eu o bicicletă. Deocamdată am o bicicletă veche și care e suficient de bună pentru Chișinău, iar cea de la București e cadou primită de la fratele meu, Ghenadi, care e plecat hăt în Islanda. Și n-am nevoie de bicicletă cadou. M-aș bucura dacă i-ați face cadoul lui Tudor Pânzar, de exemplu, o bicicletă. El pe acolo, prin Căușeni, s-ar deplasa mai ușor cu bicicleta decât pe jos. Sau dacă l-ați ajutat careva să meargă la vot, omul și-a pregătit pașaportul, vrea să meargă la Iași, la Galați, unde e mai aproape de Căușeni. Dacă sunteți cineva aproape de Căușeni sau dacă vreți să-i ajutați, da, trimiteți-i niște bani să meargă la vot. Vrea să voteze pentru mine. Se simte cumva inspirat de activismul meu. Poate la alegerile locale o să candideze și el acolo la Căușeni. Dacă știți cine e Tudor Pânzariu, un veteran care a luptat 7 ani, 7 ani și jumătate pentru drepturile lui, pentru redomodirea casei care a fost demolată cât el era în comă cu schija în cap. Și eu l-am ajutat și omul se simte aproape de mine. E și membru în Asociația Hyde Park. Dacă vreți să-l ajutați pe Tudor să ajungă până la Iași să voteze de dragobete, m-aș bucura. Dar eu de bicicletă n-am nevoie. Dăruiți-o cuiva care chiar e nevoia. Sunt oameni la țară care s-ar bucura să meargă pe biciclete. Taică-miu, mi-amintesc că tare s-a bucurat când i-am dăruit o bicicletă. Și până mai în ultima zi a mers pe bicicleta aceea. Și acum la țară am cu ce merge. E bicicleta mea pe care am dăruit-o tatei. Deci n-am nevoie, mulțumesc. Ah, dar văd că doi mă întreabă, și Lidia Bulat și Victor Cojocaru care mă întreabă de bicicletă. Dacă ai nevoie, putem să te ajutăm cu o bicicletă mai nouă. Meriți. Eu nu cred că merit o bicicletă nouă, pentru că o să mă tem să nu mi-o fure. Pe când bicicleta asta, jaful ăsta de 100 de ani, nu vrea nimeni să o ia. Și minunat, și lasă-o să stea. Și eu o folosesc. Eu n-am nevoie de biciclete noi sau bengoase. Bicicleta trebuie să fie funcțională. La fel mă refer și la haine, la fel mă refer și la aparate de filmat. Prefer telefonul bun să fie funcțional, nu trebuie să fie nou, super performant, o grămadă de voi, nu știu de ce, cheltuiți o grămadă de bani ca să vă luați cel mai performant telefon și nu-l folosiți decât pentru apeluri sau eventual pentru stat pe jocuri pe telefon. Când acel telefon are super mega cameră cu super sistem acustic, poți să faci minuni cu el, dar iată, nu folosiți aproape deloc capacitatea aparatelor pe care le aveți sau filmați la cumătrii, faceți poze și vă rușinați să le publicați. Pare rău pentru așa risipă de bani și de energie. Hate speech, am citit, bicicleta am citit, să văd dacă poate vrea cineva să intre cu mine în dialog. Da, Vasile Lupu încearcă, să vedem dacă reușește. Puteți intra cu mine în dialog apăsând butonul verde de jos de pe telefonul mobil, dacă îl țineți în poziția orizontală și dacă acceptați rotirea automată a ecranului. Așa, Tolstoi am citit, scăpăm de mafie, în California votează pe Alaiba și blocul acum, zice cineva, sfătuindu-l pe cel care pleacă din Mexic în California la votare. Sau la alegeri, eu știu, poate nu mergeți doar la votare, ci chiar la alegeri. Trebuie ceva de făcut să scăpăm de bandiții PDM, am citit și am explicat că nu numai PDM sunt bandiți. Om cu sânge și caracter, zice Vitalie Ostavșiuc. Și da, mă laud, am sânge. Chiar ieri am fost și am donat. Sau nu ieri, mai alaltă ieri am fost și am donat 800 de mililitri de plasmă. Și fac asta frecvent. Donez și în România des, și aici, la Chișinău, când am ocazia. Dacă te invită cineva la nuntă cu mătrie, cu nunie, te duci, chiar dacă e religioasă? Ion Donțu nu prea mă invită lumea nici la cununii, nici la cumătrii, nici la nunți, pentru că știu că sunt morocănos și nu prea îmi place. Ultima dată am fost la o nuntă la Drochia, la verișoara mea și n-am avut nicio inhibiție să intru în biserică, să fac mișto de popa și de cei care cântau în strană mornăit sau să ascult glumele neroade ale tamadalei. N-am nicio problemă. Pot să fac abstracție de religie. Pe mine mă deranjează religia când e băgată pe gât și când vine și te pune să reciți Tatăl nostru sau să zici, cum să zice, Bada Proste sau Hristos o viet, adevărat o viet, sau când se bagă în școală, sau când se bagă în grădiniță, sau când vine la spital și ia o bucată de spațiu și își face biserică. Asta mă deranjează, că biserica se bagă peste stat, peste oamenii necredincioși sau de altă credință, când se bagă pe gât.
Dacă nu există acolo într-o parte, când oamenii se bucură, se duc la Paște, aprind lumânările, e minunat, bravo lor, foarte bine că cred în ceva și nu cred chiar în nică. Dar oamenii nu mă mai invită, probabil știu că nu prea s-a mers la biserică și nu vor să-și complice viața. Iată, la mormântări am fost recent și săracul popa a întrebat, sau da, la noi în sat cineva a făcut un praznic și preotul invitat la pomenire zice, dar vine și brega, săracul, nu prea are ochi să mă vadă. În Olanda, unde locuiesc, bicicleta e mijlocul principal de locomoție. În altă ordine de idei, soția mea te va vota. Succes, Oleg, mulțumesc, Cristian Marin. Oleg, dacă te... asta am citit. A găsit poliția pe făptașul care ți-a dat cu spray în ochi? Nu, Gheorghe Platon, și mă tem că nici nu i-a căutat. Am mari bănuieli ca cei care m-au atacat atunci la Botanica erau sub protecția mafiei de la guvernare. E foarte posibil că unii dintre ei sunt racolați pentru, eu știu, pedofilie sau droguri, chestii, sunt racolați de organe și sunt puși să facă astfel de comenzi. Deci mă tem că acel caz a fost o comandă de sus să mă intimideze. Și nu m-au intimidat și se pare că regretă. Ești un om simplu, bravo, Israel. Mulțumesc, Olga Morari. A, pentru și Vladimir Ursu. Mă bucur că recunoști personajul pe care, da, eu l-am filmat cu vreo 10 ani în urmă. Și atunci, tot ca și azi, la dezbaterea de la Novoe Radio, eram alături de Mișcarea Verde Ecologistă din Moldova. Era cât pe ce să avem și o colaborare la alegerile locale. M-au chemat liderii, fondatorii Partidului Verde, m-au chemat la o discuție să vadă dacă ar putea, știi, să meargă cu mine candidat la primărie și ei să spere să intre vreunul dintre ei în Consiliul Municipal. Și la interogatoriu, la interviul acela lor, m-au întrebat chestii din astea contundente, delicate, despre drepturile LGBT, despre ce se întreabă de obicei în campanie electorală. Și eu le-am dat răspunsuri sincere, așa cum cred eu, și asta cumva i-a speriat. Probabil au constatat că eu sunt mai verde decât ei și decât verzii europeni, care sunt foarte pentru drepturile omului. Deci sunt prea verde pentru ei și atunci l-au propus la funcția de primar pe președintele Partidului Verde, veșnicul președinte al Partidului Verde, un fost polițist, care săracul a luat, cred că, vreo 10 ori mai puține voturi decât mine. Și eu am mers cu alt partid, tot nou, imaculat. Iată câtă colaborare am avut eu cu Verzi. Doar atunci când l-am filmat pe Borea, a pentru și când au încercat să colaboreze cu mine și nu au avut curaj. Dar ăștia, Verzi, sunt poate singurul partid cu care doctrinar mă potrivesc cel mai bine. A pentru și. Când ai fost copil, erai năstrușnic. Părinții te pedepseau? Da, Tudor Sâghi. Fel de fel de pedepse, inclusiv pedepse corporale, mai ales tata. Dar nu foarte tare, cum vedeam că îi băteau pe vecinii mei sau pe alții. Deci la noi a fost așa, light și delicat. Și probabil părinții de la o vreme au regretat că au aplicat forța, că n-au știut alte metode de... Dar credeți-mă că nu e foarte ușor să crești 5 copii născuți la 2-3 ani distanță, în 13 ani, 13 ani, cred că da, 13 ani, da, în 13 ani distanță, 5 copii în 13 ani, cam de vârstă toți și când se înhăitează. Când candidez, Mădălin Suhăianu, candidez acum, mă puteți vota pe 24 februarie în Europa, cu pașaport moldovenesc valabil. Andrei Rusnac. Da, înțeles și știu, dar mă gândeam că are și Oleg Brega. Nu, Oleg Brega era cât pe aici să candideze în circunscripția 51 America. Chiar am vrut să concurez cu habotnicul religios sau doar șmecherul prefăcut Valeriu Ghilețchi, dar iată, n-am avut inspirație, n-am știut că Maia Sandu va candida aici în Europa, că m-aș fi dus dracului în Statele Unite să scap de ea. Dar așa s-a băgat peste mine și acum mai că n-am nicio șansă decât să ies al doilea, după Maia Sandu.
Dar depind și de voi. Dacă o să mă votați voi mai hotărât, Maia Sandu o lăsăm deputată pe lista blocului acum, că ea e prima. Votați-o acolo, pe buletinul cel votați-o pe Maia Sandu, dar pe buletinul violet votați-l pe Brega. Galina Gurău îmi urează succes și îi mulțumesc. Eu am acte moldovenești valabile cu mine, dar am și românești. Cu care trebuie? Și dacă ai circunscripție aici în Mexic, Andrei Rusnac, sper că te-am lămurit. Ce oameni buni, nu reușește. Uite, Andrei Rusnac mai încearcă o dată să intre cu mine în discuție. Nu reușește nimeni în seara asta să vorbească cu mine. Și trecut de ora 10, e ciudat. Nu vreau să vă mai repet că trebuie să fie telefonul pe orizontal, altfel pe verticală. În poziția asta nu o să puteți intra cu mine în dialog. Trebuie să fie așa și să acceptați rotirea automată a ecranului. Probabil ai mai răspuns la întrebarea asta, dar am omis răspunsul. De câte voturi ai nevoie pentru mandat, Dumitru Botnaru, nu contează. Poate să fie și 100 de voturi dacă următorul votat are numai 99 de voturi. Deci trebuie să am cele mai multe voturi dintre toți concurenții, din cei 13 de pe circunscripția mea. Și dacă am cele mai multe voturi, măcar cu unul mai mult, ajung deputat. Nu există turul 2. Poți să ai și 10%, poți să ai și 30%, ajungi deputat cu 30%. E un singur tur. За Олега. Почему очень много добрых советов, зичи Егор Цинцарь. Очень много добрых дел. Очень много правдивых видеосюжетов. И все это совершенно бесплатно. О зис ому де бене, дес примене ин лимба руса. Дела тигена, се паре, де пи малу ниструли. Андрей Руснак. Я врял са интру ин директ, дар сынт ла волан, ши мерджи кам грео интернету пи аутострада. Andrei Rusnac, bine că mi-ai spus, nu te mai accept în dialog cu mine, pentru că de la volan n-ai voie să intri cu nimeni în direct. Nu vreau să asist la accidentarea ta, poate nici n-ai să mori tu, să omori pe alții. Și mai ales că n-ai reușit până acum să intri, pentru că probabil stai cu telefonul așa, dar așa nu poți să intri cu mine. Trebuie să stai așa, dar nici nu mai grăiesc cu tine, pentru că trebuie să te uiți la drum. Uite la drum, te rog, nu te uita la mine. Ia, Mariana Moroz, o să vă dea exemplu acum și cum trebuie intrat în direct cu Brega. Eu vreau, am citit. Agafie Onuță se uită și ne bucurăm. Se pare că dânsa era în Italia. Sper că și acum e bine, oriunde ai fi. Nu știu cine ești, dar îmi place ce spui. Robert Mihai, mă bucur că îți place ce spun. Și ai timp să cauți pe internet să afli cine sunt, pentru că Google îți dă sute de mii de referințe la activitățile mele. Inclusiv găsești CV-ul, date de contact, videouri de acasă, părinți, orice poți să afli despre mine. Sunt persoană publică de mulți ani, de vreo aproape 20 de ani. Ce n-a reușit omul să intre, să vedem femeia ce e. Mariana Moroz, Vasile Lupu n-a reușit să intre. La Drochia unde? Întreabă Vitaliu Stavciuc. Unde am fost la nuntă la Drochia? Nu știu, era un restaurant, ceva cu vila de aur sau nu știu cum, în deal acolo, pe lângă biserică. Nu mi-amintesc, nu știu cum. Drochia arată foarte ciudat acolo, cu calea voastră ferată, cu... Hai că în sfârșit a reușit să intre doamna. A, se pare că a mai intrat doamna și are experiență. Da, bună seara. Sunt Mariana Moroz, după cum ați văzut. Eu am dat cu două seri înainte, am întrebat o întrebare, n-ați răspuns și astăzi revin iar. Am vrut să știm, din Israel putem să votăm? Să vă votăm pe dumneavoastră din Israel, se poate? Ea nu e țară în Europa asta. Nu e în Europa, sunteți împreună cu Rusia și cu China, sunteți în circunscripție 49. Acolo aveți alți candidați, sunt vreo 6. Nu, în Israel nu puteți vota pentru mine. Nu. Puteți da o fugă până în Grecia. În Grecia, în Cipru. Sau veniți în România. Mă tem că aveți semnalul slab acolo în Israel și nici nu o să putem vorbi prea mult. Sper că v-am lămurit. Dar e de mirare când ați auzit răspuns la întrebarea dumneavoastră, pentru că desi ori m-au întrebat.
Succes Da, în continuare. Are semnalul slab, doamnă. Mulțumesc, mulțumesc. Are doamna semnalul slab acolo în Israel. Dar mă mir că n-a auzit până acum răspunsul ăsta. Foarte multe ori m-au întrebat oamenii despre Israel și am spus nu, nu mă puteți vota. Sunt câteva secții de votare în Israel, dar nu în circunscripția noastră. Acolo aveți alți candidați pe buletinul acela cu independență. Deci puteți să dați o fugă cu pașaportul moldovenesc, v-am zis. În Grecia, dacă vei mai aproape, în Cipru, în România, în Bulgaria, să votați pentru mine. Dacă vreți neapărat asta, faceți o plimbare. Mergeți să vedeți cumătra din Italia, de exemplu, sau vărul din Polonia. Puteți să faceți... Taman despre asta vă pofteam să vorbim în seara asta, despre pelerinajul electoral. Dacă sunteți gata să reveniți în țară să votați așa cum vă invit aceia din grupul Adoptă un vot sau să plecați din țară ca să puteți vota pentru Brega. Eugen Colesnicencu zice: Oleg, îți inspir optimism, succes meritabil, ceva a vrut să zică domnul Eugen Colesnicencu. Mulțumesc, dar de unde optimism când concurezi cu regina opoziției, cu Maia Sandu? Cam greu. Un om care știe ce vrea. Mai ezit și eu uneori. Toate instituțiile sunt cu PSD, zice Mădălin Suhăianu, și se referă probabil la România. Pentru că avem și noi în Republica Moldova un partid social-democrat, dar de mult nu se mai, nici nu se implică în campania asta electorală. Nu cred că va candida PSD-ul lui Schelen sau cine îl conduce. Eu nu mai pot dona sânge pentru că am probleme cu glanda tiroidă și iau tratament cu nu știu ce medicament acolo. Și nu mai am voie să donez. M-am interesat și m-au întrebat dacă iau tratament medical și am spus că da. Și m-au respins. Deci, cei care iau tratament medicamentos cu acest preparat nu au voie să doneze sânge. Da, eu de mult timp donez și uneori când mai iau și eu câte un antibiotic, ceva, sau când am o intervenție stomatologice, atunci mă abțin și câteva luni nu merg la donat. Și mai e o complicație, că de fiecare dată te întreabă dacă ai călătorit în străinătate. Dar eu nu consider Republica Moldova străinătate și nici România nu o consider străinătate. Și deci de fiecare dată bifez acolo că nu, n-am călătorit, chiar dacă alături, alaltă ieri am venit de la București sau invers, de la Chișinău am venit. Pentru că nu consider străinătate și cu greu consider România diaspora. Dar iată, legea o consider diaspora și eu candidez din diaspora pentru diaspora. Eu trăiesc de 2 ani la București. Mexic e un stat sărac și cu probleme. Trump, din cauza asta, vrea să facă un perete între cele două state. Știu că Trump e cam obsedat de zidul acela la granița cu Mexicul, dar sper să nu reușească pentru că va fi un dezastru ecologic, va separa broscuțele de mămicile lor și alte animale. Numai păsărelile o să poată trece zidul acela. Și migranții ilegali, pentru că nu-i greu să-ți iei o scară și să treci orice zid. Nu-i așa? Sau cu frânghia. Deci zidul acela e o aberație. Și în Israel știu că au construit un zid în jurul Palestinei sau a sectorului Gaza. Și iată și la Berlin a fost un zid, dar mă bucur că a căzut după încetarea războiului rece. Acum iată, Trump vine cu idei din astea din secolul trecut. Dragomir Mărgineanu zici că ar intra în direct, dar e rușine. Ia de să văd dacă mai așteaptă cineva. Vasile Lupu tot așteaptă, dar tot nu reușește să intre. Ce să vă fac? Măi, și mie mi-era rușine. Prima dată, de-a ști ce emoții am avut când am luat primul interviu la Inești, Elenești. Poate și acum există pe undeva martorul acela. Nu știu dacă cameramanul de la televiziune mai există, că era destul de în vârstă atunci. Dar președintele acela de colhoz, căruia i-am luat eu interviu, era destul de tânăr și probabil mai există și poate mă mai ține minte. Dar am avut așa emoții cum am agătuit coardele vocale și nu puteam articula întrebările. Așa de tare m-am bâlbâit primele minute și după aceea m-am emoționat când am văzut înregistrarea video, pentru că interviul era pe peliculă de 16 mm, așa se filma atunci la
la televiziunea națională pentru emisiunea Baștina. Reportajul a ieșit bun până la urmă, dar primul minut din interviu a fost lamentabil. Așa mari emoții aveam. Și după aceea, făcând asta periodic, m-am obișnuit, mi-am învins emoțiile și acum multă lume se miră de dexteritatea cu care vorbesc, de debitul meu verbal, dar asta vine cu exercițiu, asta nu, cu asta nu te naști. Eu am fost foarte emotiv și foarte rușinos, dar mi-am învins emoțiile. Hai că Vladimir Ursu vrea să intre cu noi în dialog. Dacă Vasile Lupu n-a putut, poate Vladimir Ursu poate. După care așteptăm și pe mătușmea Rodica Vulpe, de exemplu, de la București. Sau mai sunt alte vulpi, găine, ce nume mai avem? Moldovenii mai ales au multe nume de animale. Buhnă. Iată, și colega mea de clasă de la Pepeni mă privește și mă bucur. Radu, Republica Moldova bagă un comentariu. Radu Rămâ. Vlad Beșleagă îi zice lui Radu Rămâ. Bagă un comentariu inteligent în susținerea omului pe bicicletă. E cineva în direct. Cu puțină lumină, dar nu contează. Vă ascultăm. Da, Lupu sau da, Ursu? Cine vorbește? Ursu. Ursu, bun, vă ascultăm. Bună seara, Oleg. Succes în... Bravo ceea ce faci. Mulțumesc. Auzi, dar... N-aveți să sun, n-aveți să intri, dar te-ai exprimat așa frază, doamna Cutare, ești, este regina opoziției. Tu da. Ce, crezi serios în ceea ce ai spus? Dar foarte multă lume o zeifică, o crede mântuitoare. Unde au regină, m-a dat și ea pe cineva. Nu te prea aud ce da, vorbești, dar regina opoziției, electoratul... Nu e regina opoziției. Zic, nu ești într-un caz. Dacă era regina opoziției, puteți să coaguleze electoratul de dreapta. Care e asta? Păi l-a coagulat, făcut. Are două partide importante. Noi a păi cooptat și... candidat și din alte partide de dreapta. Nu cred că trebuia să fie o coaliție foarte largă cu 20 de partide de dreapta, să bagi pe oricine acolo. Și așa au adunat tot strânsura pe acolo, de unii chiar mi-e rușine. Dacă cât... dorea să lupte cu Balaur, să iei maximul, trebuia tot electoratul de dreapta unit. Cine? De exemplu, tu iese peleul lui Gimpu. N-aud. Și Gimpu trebuia să intre în blocul acum, da? Și pele de meu? Ascultă, electoratul de dreapta e mai de mult în politică de când era Maia. Posibil, dar ea lucra la Banca Mondială, tot era implicată. Sau a lucrat la Ministerul Economiei, se pare că era colegă și cu Don și cu Lupu la Ministerul Economiei. Oricum, nu contează. Văd că în Occident, aici, în Europa, mulți o percep ca regina opoziției și cel mai probabil o să ia un scor zdrobitor. De asta vreau să mă retrag, să-i fac hatârul și sunt sigur că ea o să câștige circumscripția asta. Dar vreau să numesc scorul electoral, vreau să mă comport decent și corajos și eventual dacă ea să rămân candidatul cel mai bun în locul ei. Bravo, tu ce faci? Mulțumesc. Te aud foarte rău, poate nu știu de ce, dar merge înainte și... din cauza... Merge înainte e și... Din cauza... E din cauza țigării. Eu știu de ce s-aud de rău. Aveți și dumneavoastră semnalul slab, probabil. Nu știu de unde ne sunați. Dar nu mi-a plăcut că fumați în cadru și eu încerc să evit astfel de spectacole. Nu aș vrea, dacă ne privesc cumva la ora asta, tineri... copii sau oameni slabi de înger, n-aș vrea să vă urmeze exemplu. Eu sunt, n-am fumat niciodată și sunt împotriva alcoolismului și a tabagismului. Niște probleme de sănătate publică foarte grave cu care trebuie să facem ceva. Noi, elitele, să zic așa, politicienii, formatorii de opinie, jurnaliști, artiști, oameni de știință, medici, ar trebui să... Flagelul ăsta e
e sinucigaș să fim în topul țărilor din lume cele mai mari de alcool și de țigări. Să nu ne încălăm și sănătatea pe care am avut o parte. Valentin, mulțumesc. Acei care te-au atacat au fost grupnicii care l-au bătut din barcul central cu acel incident. Nu că Tudor Sârghi sunt de apă, dar ăștia sunt mai afinați care m-au dat cu șpii. Ăștia sunt știu ce care l-au bătut pe niște scăpătați, dar prostuți, ați văzut cum făceți, știi, sunt alte. Colegul pentru așa copii, acum mult lipsește educația în familie, familie, tot și la toate. Mulțumesc, o prima de ceva de regulă privește toate transmisiunile mele în Facebook. Tot mă critică și anume de ce nu educat și văd curând mai ieri ce vedeți că mai este despre ce dacă au îmbrit sau ceva de fel. Asta mai este și eu mai nesă mai din topă și puteți să vedeți pe părinții mei, dacă vedeți că nu foarte mult contribuție au părinții, dar cât bagă bagaj genetic în tine și primii 7 ani acasă și după aceea restul viaței și formării. Se face la televizor, la școală, în stradă, în bibliotecă, în interacțiune cu mari și la 45 de ani deja mult m-au influențat părinții mei. Dar bazele, compasiunea, curajul, poate că vin de la părinții, de la strămoșii mei. Iară și eu revin cu întrebarea. Din Israel, puteți să... Doamna Maria Roz, o întrebare și mi-a explicat. În Islanda, poți să cu pașaportul român. Gennady Fău, prietenul lui, sunt cu pașaportul românesc în Islanda. Eu aproape sigur că e unul pe circunscripția 50. Mihail Diaconu, eu sunt chiar convins că ies doilea pe circunscripția 50. Și aș fi ieșit primul dacă nu se bagă mai asa peste mine. Poziția mă vede eu întregai. A fost cunoscut cu sigură de lege, cu telefon mobil, și iată că peste vreo 4-5 ani îl văd în uniformă de polițist. Am zis, 80% din polițiști sunt așa. Gheorghe, și eu am pățit așa. Am denunțat furt de telefon mobil. Poliția l-a găsit și nu l-a întors, nu știu ce a făcut cu el. Am denunțat furt de cameră video. Poliția probabil l-a găsit și nu mi-a întors-o. Am denunțat furt de 4 biciclete. Poliția doar una a găsit-o și mi-a întors-o. Altele au fost furate definitiv. Gheorghe Furnică ne salută. Gheorghe Bobeică, concurentul nostru de la Strasburg, ne privește și îl salutăm. Mai am puțin timp și ajung acasă. Poate vorbim, zice Andrei Rusnic. Și îmi doresc să intre un om din Mexic să afle ce caută moldovean în Mexic, dar nu garantez că o să fie foarte mult cel târziu la ora 20, pentru că avem și un de naș, îl împlinește vârsta majoratului dreptul de vot și o zis de peste hotare și deci aș vrea să comunic cu oamenii ce... Dar până la 23 stau totuși chiar dacă, mai ales pentru că azi am început cu jumătate de oră mai târziu. Mă scuz, dar eu în politică nu te aud deloc. Tu ca deputat trebuie să zici ceva. Sebastian Grăduceanu pretinde că eu nu vorbesc despre politică aici în dialogurile mele cu alegătorii. Dar ce înseamnă politica? Politica e tot ce interesează pe oameni. Și eu în Parlament tot așa, o să apăr interesele oamenilor și aș vrea ca legile
să fie făcute conform intereselor oamenilor și nu conform intereselor clanurilor. Niște legi făcute special pentru ei și pe care oamenii nici nu le cunosc, nici nu le înțeleg, sunt prea stufoase, sunt prea multe. Legile trebuie să fie simple, la fel și educația în școală. Oamenii trebuie să învețe ce au nevoie în viață, nu chestii superioare ce au descoperit știința până acum. Oleg, ai fi de acord de a limita băutul de alcool pentru că e trist că suntem prinși? Cineva a scris un text foarte bun despre limitarea băutului de alcool, dar n-am reușit să-l citesc și a dispărut, îmi pare rău. În Germania te putem vota? Mă puteți vota, dar se pare că sunt numai două secții de votare, la Berlin și la Frankfurt. Andrei Rusnac, bagă distribuiri. Stai că Sebastian Grădiceanu vrea să intre în dialog cu mine. Dar ce nu văd butonul? Și mai devreme cineva a încercat să intre cu mine în dialog, mi-a apărut notificare, dar după aceea nu vedeam butonul să-l accept. O fi vreo defecțiune tehnică? A mai fost o seară în care n-am putut să vorbesc cu nimeni. Seara asta 2-3 totuși au intrat. Codul din Anglia, unde se poate de votat, că sunt aici mulți pentru Brega. Nicolae Arpentin, o să pun link, dacă vreți, după transmisiunea live, un link aici la secțiile de votare din Anglia. Dar puteți să le găsiți tot pe pagina asta, Oleg Brega, candidat independent. Este harta Europei și cu link la documentul oficial de pe site-ul CKMD cu adresele secțiilor de votare din Anglia. Căutați pe Google și s-ar putea să găsiți că mai multe site-uri au publicat în ultimele zile. E ok că lumea pune pe alocuri aceleași întrebări. Înseamnă că ai și privitori noi. Oamenii te descoperă, mă informează Doina Dragomir. Știu, îmi dau seama și nici nu-s foarte supărat că trebuie să repet deseori răspunsuri la aceeași întrebare. Tu bei doar apă, om? Plată de la magazin sau de la robinet? Care crezi că e mai sănătoasă? Întreabă Ion Donțu. Eu nu cumpăr apă plată. Eu folosesc filtru sau fierb apa de la robinet. Nu beau apă de la fântâni. Și la București mai foloseam, mergeam și luam apă cu bidonul de la filtre de astea pe stradă. Pui 50 de bani și îți dă 2 litri de apă. Sau am cană cu filtru, iau de la robinet, aștept să curgă, torn în cană și beau apă crudă. Sau fierb ceaiuri. Dar nu prea cumpăr apă, mai ales de motive ecologice, pentru că se vinde la sticlă, la bidon din plastic și poluăm în felul ăsta. Și nici nu cred că e mult mai curată decât apa de la robinet, că e tot dintr-un robinet scoasă, probabil din rețea. Din rețeaua orășenească, care vine din Nistru și care e prelucrat în fel și chip. S-a obosit sau nu știu ce am, că m-a început să-mi vâje în urechi. Nicolae Arpentin zice Londra. Da, la Londra va fi secție de votare, dar nu știu unde anume. După alegeri, poți să dai voturile tale altcuiva? Nu, Vera Coci, nu poți să dai nimănui. Acolo doar la partide, pe buletinul celălalt, partidele care nu trec pragul electoral de 6% sau cât o mai fie acum pragul, pierd voturile și voturile se repartizează celor care trec pragul conform unui algoritm. Dar noi pe buletinul celălalt nu distribuim nimănui. Cine-i primul, chiar dacă are numai 100 de voturi, câștigă pentru că ceilalți au doar 99 sau mai puțin. Londra distribuim. Cunoști ceva de Valentina Geamănă? Andrei Costeniuc, nu cunosc mare lucru. Am aflat de existența ei prima dată acum când a candidat. Se pare că e a doua, a treia pe buletinul de vot după Olga Coptu. Dar mi-a scris imediat după ce a auzit că m-am înregistrat și eu și mi-a zis: Oleg, nu vrei să semnăm o declarație noi, independenței, o declarație, o adresare către Maia Sandu? Și am zis că da, de ce numai către Maia Sandu? Hai să ne adresăm către toți reprezentanții partidelor, că să nu ne ia locul nouă independenților, lasă ei să candideze pe buletinul celălalt și noi să candidăm aici doar independenții. Dar zic, trimiteți-mi textul și dacă o să-mi placă, o să-l semnez. Și îmi trimite Valentina Geamănă un text
doar adresare către Maia Sandu să se retragă, dar ceilalți candidați de la alte partide, nu, de exemplu Olga Coptu, de ce să nu se retragă și ea? Că nu e din partea diasporei, de parcă Olga Coptu e din partea diasporei. Era până acum șefa biroului de relații pentru diaspora, ei din partea mafiei de la guvernare. Ei bine, și zic, nu doamnă, nu semnez chestia asta, dar după aceea mă uit, zic, uite și text inteligent, sofisticat, cu fel de fel de argumente. Și femeia asta care mi-a scris, Valentina Geamănă, parcă nu are așa limbaj. Zic, ia de să văd cine a scris. Și mă uit la proprietățile documentului celui Word și văd alt nume că a creat documentul. Caut pe Google, aflu că numele celălalt e din anturajul lui Plahotniuc, de la Fundația Edelweiss. Mă uit, cine a redactat ultimul documentul? Stella Stângaci, actuala ambasadoare de la Roma. Zic, mama voastră de bandiți, cum ați încercat să mă băgați într-o cursă. Și de atunci am aflat și cine e Valentina Geamănă, care credeam că e o femeie naivă, simplă și a fost folosită și ea, dar după aceea mi-a scris, e bine că ești tu deștept, că ești ca găina care scurmă în găinaț. Dar ce faceți găinaț? Normal că scurm, dacă mi-ați trimis găinaț, am scurmat în găinaț și am făcut o știre. Cât faci pe iar ieftin? Eu nu ieftin, chiar gratis să-l fac, n-am luat niciun ban pentru asta. Dar voi ați dat cu muci în borș, încercând să-mi vindeți o pară stricată. Deci iată ce știu despre Valentina Geamănă, concurenta noastră din diaspora. Și am impresia că toți concurenții din Italia, de pe circunscripția 50, sunt trimiși guvernării mafiotii. Leru Cibaba zice că zbâlbăit și da, zbâlbăit, de când fac în fiecare seară câte două astfel de ceasuri cu emisiune în direct și vorbesc mai mult eu, iar azi am fost și la dezbateri radiofonice, am făcut și activități prin casă, am fost și la aeroport și am întâmpinat niște oameni și în așa condiții, crede-mă că și dumneata te-ai bălbâie. Dar dacă nu, minunat, încearcă să candidezi, poate o să ai efect și randament mai bun decât mine. Și cui ai să-i dai voturile după alegeri? Eu după alegeri nu o să dau nimănui voturile. Dacă ajung deputat, o să votez pentru proiectele de lege bune. Dacă nu ajung deputat, voturile mele rămân ale mele. O să le țin minte, o să le mulțumesc oamenilor care m-au votat. La fel cum îi țin minte și pe cei 14.065 care m-au votat în 14 la alegerile parlamentare și cei 3.600 care m-au votat în 15 la alegerile locale la primăria Chișinău. O să-i țin minte și o să mă bucur dacă scorul meu electoral, ratingul meu politic o să crească. Și sper să vină vremea când o să ajung și eu să dețin o funcție, să mă manifest într-o funcție publică și să vedeți cum poate fi un politician onest care nu se lasă intimidat, cumpărat, speriat și care nu se lasă atras cu mașină de serviciu sau timirce servicii. O să vin la serviciu cu bicicleta. La noi, la Călăraș, e o birocrație mare cu certificatul medical pentru școala auto. Dacă dai 500 de lei, medicului de familie obții în 2 minute. Dacă nu, într-o săptămână și să stai la rând. Tudor Sârghe, am auzit, ați văzut că mai ieri l-am filmat pe un moldovean care acum se pare trăiește la București, dar care a obținut recent cetățenia românească și a încercat să-și transcrie actele românești la Târgoviște și a pus mâinile în cap la ce birocrație și ce bătaie de joc e de oameni, de basarabeni. Împotriviți-vă, filmați, documentați, faceți scandal, cereți socoteală. Numai așa o să reducem birocrația și o să scădem nivelul de corupție. Dacă nu ne împotrivim, o să avem soarta pe care o merităm. Nu mă simt eu bine, mă tem că o să termină emisiunea aici, cred că nu vreți să vedeți cum leșină brega în direct. Oameni buni, faceți share în translație video pe grupuri, în special din diaspora. Hop, am pierdut comentariu. Bravo, Oleg, succes, mulțumesc, Stella Scutaru. Gheorghe Doine, succes, Oleg, mulțumesc. Bravo, Colin Alexandru, nu știu ce a zis Colin. La tine, Oleg, e semnalul slab. Valeriu Gușan, posibil, nu știu de ce. Eu am setat bine rețeaua, dar de ce nu primesc doritorii de a participa în discuție?
de exemplu. Că văd că primesc uneori notificare, dar când deschid aici, nu mai apare omul ca fiind la rând. Adică ceva nu funcționează tehnic. Poate fi din cauza semnalului slab. Îmi pare rău că în seara asta am semnal slab. Poate zilele astea o să facem un demers și o să schimbăm providerul de internet, că Mult Telecom ne-a dezamăgit. Și poate o să avem semnal mai bun în zilele următoare. Dar n-a mai rămas decât o săptămână până la alegeri și scăpați de mine. Care electorat de dreapta nu-i unit? Ghimpu, Bilețchi, hai să lăsăm morții cu morții și vii cu vii, zice Petru Gâțu și eu într-un fel sunt de acord. Poate PNL-ul putea fi cooptat în coaliția asta, poate Partidul Verde Ecologist, ei se consideră de dreapta, eu nu i-aș considera, dar iată, am vorbit azi cu omul care a fost la dezbatere și a zis că ei sunt de dreapta. Ok, posibil. Nu te-ai reconectat la internet operator la Wi-Fi. Ba da, sunt pe Wi-Fi, dar am două rețele în casa asta și probabil s-a întrerupt rețeaua de bază. Pentru că am văzut mai devreme că a apărut o eroare că cică n-aș fi direct și după aceea s-ar fi reconectat. Poate să fie, v-am zis că cu Mult Telecom avem probleme. Sper că nu e vorba de sabotaj. Totuși 123 de oameni încă se uită la mine. Și dacă ați participa în discuție, s-ar uita și la voi. Dar deocamdată nu vrea sau nu reușește nimeni să intre cu mine în dialog și mai avem doar 10-11 minute până la ora 11 când am promis că o să închid. Tu ai vrea ca poliția din Moldova să se comporte ca poliția din state. Acolo poți fi bătut dacă nu faci ce ți se spune. Ion Donțu, nu-i adevărat. Nicăieri în lumea civilizată, poliția nu te bate dacă nu faci ce ți se spune. Poate să-ți spună că tu și poate să te priveze de libertate, poate să te amendeze, dar nimeni nu te bate, nimeni nu te împușcă, nu te omoară, decât dacă e un smintit. S-au întâmplat polițiști din state, s-au întâmplat polițiști de la noi să împuște oameni. Și pentru asta sper să ajungă la pușcărie sau sper că deja se răcoresc. Pentru că e crimă. Și cred că poliția din Republica Moldova are ce învăța de la poliția din state, dar nu ceea ce vedeți voi pe internet sau la televizor. Deseori mi se spune replica asta, la felul cum te comporți tu în state, de mult luai bătaie de la poliție sau erai împușcat. Nici vopa dobnava. În lumea civilizată nu face poliția așa, decât dacă e drogată, dacă e certată cu legea, dacă e incompetentă. Poliția competentă se poartă civilizat. Și eu cred că mă comport civilizat cu poliția. Oleg, Regina face, nu-ți fă griji, semnalul e slab. Poftim, Vasile Lupu, dar la tine nu-i semnalul slab dacă vorbești pe pereți. Ce înseamnă? Regina face, nu-ți fă griji. E rea legătura, zice Corneliu Tarlapan. Bine, băi, că aveți voi legătură bună. Se întrerupe. Se întrerupe, da? Într-o bună zi o să mă vedeți viu. Semnalul lasă de dorit. Nu te putem înțelege. Îmi pare rău. Nu te auzi, nu înțelegem. Astea cred că sunt comentarii de atunci, de când nu mă auzeam. Acum văd că 146 mă privesc, deci probabil mă aud deja. Am întrebări în privința doamnei Laura Chioveși, care a fost demisă din funcția de procuror general al României. Din ce cauză ea a fost demisă? Ar fi posibil ca ea să fie procuror general în Republica Moldova, ca noi să scăpăm ușor de bandiți de la conducere? Ați stat în discuție cu dumneaei? Deni, boss, nu. Am văzut-o doar odată pe stradă la Chișinău când a venit să vorbească despre DNA. Iar la București am participat la proteste în susținerea ei. Acum însă e pe cale să fie aleasă procuror general al Uniunii Europene. Ceea ce e, nu-i așa, o perspectivă mai bună decât să fii procuror general în Republica Moldova. Aici era un partid politic care spunea că o să aducă procuror general din Occident și n-a mai adus. Până la urmă, vedem că structurile astea de stat sunt toate controlate politic și nu avem nicio speranță de grabă să scoată clasa politică gheara de pe organele de drept, de pe procurori. Dar asta e esențial. Fără asta nu o să scăpăm de corupție. E bună ideea cu Laura Codruța Kövesi la noi, dar ea va fi ocupată în următorii 5 ani, pentru că mandatul pe care s-ar putea să-l primească de grabă în Uniunea Europeană e de 5 ani.
Și după aceea o facem regina opoziției la noi, în locul Maia Sandu. Maia Sandu s-ar putea să facă treabă bună la putere sau în opoziție, dar s-ar putea să se compromită până atunci. Să vedem. Să-i dăm o șansă. Dați-i o șansă dacă vreți. Dar nu pe circumscripția uninominală. Dați-i o șansă acolo, votând blocul acum, că ea e prima pe lista blocului acum. Pe când în buletinul violet-mov, vă propun să votați candidatul independent, curajosul și revoltatul pe bicicletă, Oleg Brega. Mă tem că nu puteți participa în seara asta cu mine în dialog. Văd că multă lume a încercat, dar mie nici măcar nu mi-apare numele. Deci nu pot accepta participarea voastră în discuție. În următoarele 7 minute încerc să citesc cât mai multe dintre comentarii, dacă o să pot. Deconectează-te și intră iar că nu te auzim. Nu cred că mai fac chestia asta, în ultimele 7 minute nu mai merită. Nu se poate negocia cu Rusia să lase Moldova în pace? Bogdan Bărbulescu, mă tem că nu se poate negocia. Rusia are o obsesie cu Moldova, cu Ucraina și cu influența în fostele teritorii sovietice sau controlate de Imperiul Țarist. Cineva te încurcă, zice Raia Aga. Îmi pare rău, în seara asta e cu probleme. Vă amintiți că am mai avut odată într-o seară chiar întreruperi de vreo 3 ori, dar atunci se pare că era din vina mea că apăsam ce nu trebuie când emiteam pe verticală. Nu te auzim, nu te auzim, asta e. Chiar dacă nu te pot vota, îți urez succes, ești distractiv, încearcă să-ți pui platforma, carte de vizită cu ceea ce vrei să faci, ce proiecte ai, etc. Georgeta Tănăsoiu, am publicat pe pagina asta a mea de candidat independent niște idei electorale. Căutați-le mai jos la notițe acolo și o să le vedeți, să aflați cam ce am de gând să promovez, să apăr în Parlament. Dar platforma electorală nu-mi fac pentru că eu sunt candidat independent și o să fiu deputat independent. Nu o să pot să exercit guvernarea, nu o să conduc o fracțiune sau un grup mare de deputați. Voi fi probabil 1 contra 100, pentru că Parlamentul Moldovenesc are 101 deputați. Până la ce oră o să fie în direct? Ca în fiecare seară până la 11. Ai văzut emisiunea lui Popov? De azi mi s-a făcut o impresie că trebuie de fugit din Moldova. N-am văzut emisiunea lui Popov de azi, nu știu despre ce a vorbit, dar eu zic să nu fiți chiar așa de impresionabili. Nu e dracu atât de negru cum pare. Chem toți simpatizanții PD-ului, PSRM-ului, Șoricelului și alte partide levăie să votați candidatul blocului acum. Dar dacă nu vă place, votați Oleg Brega. Bine. Dar eu zic să începeți cu Brega. Întâi votați-l pe Brega și dacă nu vă placă de Brega, o să votați candidatul blocului acum. Oricum puteți vota blocul acum pe celălalt buletin, acolo unde nu apare bicicleta. Olga Bordea. Spune-mi părerea ta, te rog, însă nu-i de politică, dacă dorești. Crezi ce scrie în Biblie? Dacă da, bine. Dacă nu, de ce? Ce să cred că ce scrie în Biblie? Biblia îmi pare o carte de povești veche, prăfuită, foarte sângeroasă și foarte violentă, scrisă de niște triburi migratoare din Israel, din Egipt. Nu e așa că se povestește cum au plecat din Egipt. Cărți de povești scrise cu mii de ani în urmă. Ce să cred de acolo? Îs povești, ca atâtea alte povești. Cu feți frumoși, cu zâne și cu balauri. Nu cred ce scrie în Biblie și vă rog și pe voi să o citiți Biblia sceptic, critic. Nu mai e de actualitate. S-a învechit. Acum dacă faci ce scrie în Biblie, intri la pușcărie. Pentru că interzice codul penal, de exemplu, să-ți bați nevasta cu pietre dacă e infidelă, să-ți curgă sânge asupra copiilor tăi dacă nu sunt ascultători și tot așa. Nu mai faceți ce scrie în Biblie pentru că e împotriva codului penal. Citiți cu scepticism cartea aceea și alte cărți religioase, Tora, Coranul, Talmudul și altele. Spune-mi părerea ta, te rog, am citit asta. Păi dacă fierbe apa, trebuie de așteptat să răcească și are și un miros nu prea plăcut, ca apa din magazin, plată. N-a observat apa de la Chișinău din robinet sau de la București din robinet să aibă vreun miros neplăcut după ce o fierbi. Cum bei ceaiul, dar? Eu fac ceai de cimbru, ceai de mentă, ceai de tei, ceai de măcieș.
și nu miroase decât a planta pe care o fierb. Cum aia, Sandu, stai bine? Da, ne salutăm de la distanță, ca Voltaire cu Dumnezeu. Londra, Stratford, acolo se votează la Londra. Bine, sunteți gata, ați pierdut, zice Aurel Viregan. Cum am pierdut, băi, abia m-am băgat în luptă. Să vedem duminica viitoare ce o să fie, nu duminica asta. Nu mâine, dar duminica viitoare o să fie alegerile. Pregătiți-vă pașaportul moldovenesc valabil, dacă vreți să votați în Europa pentru Brega. La Paris, unde puteți vota? La Ambasada Republicii Moldova. Căutați pe internet unde e ambasada la Paris. Oleg, ești bravo, fiindcă ești sincer. Mulțumesc, Vera Cociu. În Germania, în Dingolfing, te putem vota? Nu. Doar la Berlin și la Frankfurt. Ești bun la matematică sau erai bun când ai fost la școală? Până în clasa 3-a, da, am avut și diplomă. După aceea, din 4 nu ieșeam, că atunci se nota până la nota 5. Și nu sunt bun la matematică, eu sunt artist, mai degrabă mă pricep la științe umane. Salutare din Câmpul Lung moldovenesc. Mai degrabă mă priceam la geometrie și la astronomie decât la algebra. Salutare din Belfast, Irlanda de Nord. Ok, Casian, Alex Casian. Spune-mi, te rog, cine merită votul nostru aici în Moldova? Am încredere în părerea ta. Valentina Oprea, nici nu știu cine candidează pe circunscripția voastră. Cum pot să mă întreb pe mine? Votați pe cine cunoașteți și știți că n-ar fi coruptibil sau că n-a făcut multe porcării în trecut. Sau votați oameni noi, eventual niște candidați independenți, oameni care n-au mai fost la guvernare. Dați-le o șansă. Ce credeți despre domnul Sergiu Mocanu de la Antimafie? Nu cred nimic. 3 secții de votare la ambasadă, la Montreal sau la Villeneuve-Saint-George. Sunt 3 secții la Montreuil. Sunt 3 secții de votare la Paris? Succesul, Oleg, te susțin. Mai avem o săptămână și reușim. Și nu știm pe cine să votăm, Oleg. Ecaterina Croitoru. O săptămână din 4, pentru că campania electorală e 4 săptămâni, o lună. Un sfert din timp mai aveți. O grămadă de timp aveți să vă informați. Și vă ia doar o jumătate de oră să cercetați pe internet, să vedeți lista numelor și eventual să căutați după nume care și ce reprezintă. Dar sunt site-uri care vă prezintă chiar cu moldova.org, de exemplu. Vă prezintă toți candidații sau alegeri MD sau... Și aflați, dar intrați pe site-ul CECMD și o să vedeți chiar CV-urile candidaților. Dar partidele le cunoașteți cam din trecut, când au apărut partide noi. Așa că descurcați-vă. Dacă nu sunteți capabili într-o săptămână să vă informați, nici nu mai mergeți la vot. Sunteți pierduți pentru democrație. Ești bravo, Oleg. Mulțumesc, Raia Aga. Oleg Brega, salutare. Mai avem o săptămână, am citit. Propun să faci live pe YouTube. Și pe data de 25, să vorbim despre rezultate și ce viitor va avea Moldova după alegeri. Da, după ora 9 pot pe 25 să fac un live și probabil o să-l fac pe YouTube. Dar până pe 23 o să fac live-uri și pe YouTube și pe Facebook seara cu campania electorală. Pe 24 vom vorbi deja despre rezultate. Atunci de ce internetul e plin de polițiști care... bat și sunt agresivi. Pentru că se întâmplă, pentru că Statele Unite sunt un continent, sunt 270 de milioane și îți dai seama, probabil 1 milion de trei polițiști. Pentru că se întâmplă foarte des și la noi se întâmplă să bat, dar nu prea are cine filma. Adevărul este că oriunde te întâlnești cu anumiți tipi de polițiști, dai de dracu. Da, mai ales dacă nu filmezi. Dar unii polițiști se iau cu bătaia și nu-și dau seama că sunt filmați. Vei face coaliție cu Țuțu? Sigur, o să-l iau de cu mătru. La Londra se aude bine, zice Vasile Nicolaescu și nici n-aveam îndoieli. Deja 167 de oameni se uită la mine, dar ar cam trecut de ora 11. Gata, mergem la culcare. În sens că nu la culcare, că noi avem aici altă treabă. Citesc comentariile până la capăt și închid. Unde vei fi... înmormântat, tot la cimitir și de preot sau există loc pentru atei sau nu te interesează?
Nu mă interesează, dar vrea totuși să fie o înmormântare demnă, decentă și am lăsat vorbă să fiu incinerat, ars la crematoriu. Evident, fără popă, las popa să hodinească, că nu o să-i tihnească săracul să vină la crematoriu să vadă cum arde brega. Deci nu vă faceți griji, am vorbit cu familia și nu o să existe ceremonii la moartea mea. Pur și simplu o să mor, o să ard și cenușa o să facă ce o să vrea cu ea. O să o pună la flori, de exemplu. Nu contează, nu are nicio importanță. După moarte suntem praf de stele. Nu prinde bine internetul la noi. Eu sunt de România, zice George Tatanasoiu. Foarte bine. Ești om deosebit. Este om deosebit de tine, oare? Sunt. Toți oamenii se deosebesc de mine. Toți suntem deosebiți. Ai dispărut. Văd doar comentarii. Probabil am avut o problemă de conexiune. Tu ești baptist? Nu-s baptist. Sunt ateu dezbotezat. Nu cred în zei. Și nu mă tem de preoți. Oleg, îți ieși din minți cu critica Biblia. Nu critica Biblia. Bine, Nicolae Răilean. Gata, terminăm că e 11. Și la mâncare. Vin și la mâncare. Dar stai că nici ceai nu l-am terminat. Acolo în Biblie se vorbește cum se face, dar nu se spune cum se face. Aia, fugi de aici. Acolo în Biblie îți spune toate poveștile de pe lume. Dacă ai un pic de spirit critic, citește Biblia și o să devii ateu ca breba. Ca brega. Dar prost mai ești, ce vorbești de Biblie? Tu încurci ziua cu noaptea. Da, Andrei Caraman, dar tu ai citit vreodată ceva din Biblie? Ai înțeles ceva? Te umflă râsul dacă ești inteligent să citești Biblia. Ești însurat, Oleg, ori ba, Raia Aga. De ce mă întrebi? Ai vreun plan cu mine? E viața mea privată. S-a construit un sediu de poliție nou la Rășcani, în condiții europene. Acolo e șef Tihai, cel mai bun prieten al tău. Vai de capul meu, blegule. Măi, când eram copil, mă poricleau blegul, dar acum nu mai sunt așa mari urechile. Nu te mai da în scenă, Doamne ferește, să ajungi la conducere. Andrei Caraman, dar de ce? E mai bine să fii la conducere Tuțu, de exemplu, sau Plahotniuc, sau cine să-ți dau vreun exemplu? El unde citește comentariile? Pe un laptop. Am în față un laptop și citesc comentariile de la acest video. Pentru că văd mai bine, mai mare acolo. Și aici nu reușesc. Aici doar un rând și nu reușesc să citesc. Dar acolo reușesc un pic mai mult. Unele tot n-am reușit să le citesc nici de pe laptop. Și trebuia de mult să termin transmisiunea, dar pentru că 189 de oameni se uită la mine, vreau să mai citesc niște comentarii. Oleg, ești foarte tare, dar ai grijă de tine că sunt și dușmani care te urăsc că tu scoți dreptatea la lumină. Da, Marin. Ionuț Alexandru, așa se întâmplă. Salut de la Dublin. Dublin. Salut, Dublin. Cu Dublin? Bravo, Domnul să te ajute. Dacă Domnul ajută atei, să mă ajute. Dau și eu o soluție pentru Moldova. Strângeți bani pentru lobby în SUA. Să negocieze cu Rusia pentru eliberarea Moldovei. Lasă că o strâns Dragnea bani pentru lobby în SUA și s-o făcut de râs. Apărea acolo ca un chelner într-o fotografie furată cu Dragnea. Noi suntem mai sub influența Rusiei mai degrabă, dar și SUA e influentă. Dacă ei nu vor vrea să te ardă, te vor îngropa cu popă? Eu cred că nu. Frații mei nu o să mă îngroape cu popă, că și Ghenadie e dezbotezat și cei de la București nu se merg la biserică. Oameni raționali. Și mă tem că nici mama deja nu mai e credincioasă cum era altădată, așa că nu mă tem că o să mă îngroape cu popă, dar puțin îmi pasă. Poate să mă îngroape și cu popă și cu preoteasă, numai să vrea ea. Vorbești și tu pe gura cămășii. Interesantă expresie, n-am auzit așa expresie. Vorbești pe gura cămășii. Dacă ei nu vor să vrea să te ardă, am citit. Îmi pare că Dodon e homosexual, el mereu zice că vrea familie tradițională în Moldova. Reiese că Dodol e invidios și vrea să guste din plăcerile LGBT și dorința lui este explicată prin ură. Gheță Pomozoc, eu cred că Dodon e un populist avid de putere și de bani și puțin mă interesează orientarea lui sexuală, mai mult mă interesează ce spune și ce face ca politician. Și asta ar trebui să ne intereseze despre toți politicienii. Jacot
Ion Jacut mă întreabă dacă Borodache umblă cu socialiștii. Nu știu cu cine umblă, dar și eu mi se întâmplă să vorbesc cu un socialist, cu un partidul nostru, cu un comunist, cu un democrat, cu oricine. Când faci reportaje ca politician, faci ce vrei. Și lui Andrei Năstase îi reproșează că l-a apărat cândva ca avocat pe Plahotniuc. Păi da, avocatul are obligație să apere pe oricine, și pe un criminal în serie, și pe un violat sau violator. Asta e meseria de avocat, asta e meseria de jurnalist, filmez pe toată lumea. Nicolae Răilean zice că zbat. Nu zbat, ești nebun, nici nebun nu sunt. Sunt doar obosit în seara asta, încă n-a reușit să beau nimic, dacă mă cheamă lumea la masă și merg să serbăm maturitatea unui tânăr în casa asta care o să meargă la vot pe 24, pentru că are pașaport moldovenesc valabil și pentru că are pentru cine vota. Oameni buni, cred că e târziu într-adevăr. Mulțumesc tuturor celor care ați participat. Nu încercați să intrați cu mine în dialog, pentru că de la o anumită oră n-am mai reușit, după ce s-a întrerupt aici semnalul, n-am mai reușit. Mâine seară, duminică, după discuțiile din parc, la microfonul liber, pe Aleea Clasicilor, la ora 9, o să avem un Google Hangout cu, eu știu, vreo temă de discuție, poate tot tema abordată azi, poate găsim ceva mai de actualitate. Iar de luni, toată săptămâna, în fiecare seară de la ora 9, o să apară în direct și pe Facebook, pe această pagină de candidat independent, pe profilul meu Oleg Brega. Pregătiți-vă cu întrebări, comentarii. În felul ăsta îmi fac campanie electorală cu buget zero, pentru că nu vreau să cheltui bani ca să-mi creez imagine. Mi se pare onest, cinstit așa în cea mai săracă țară din Europa. Atât a fost pentru seara asta. V-am pupat, noapte bună!